Vă salut, abonați și urmăritorii canalului meu de YouTube, pentru că build-ul meu acesta cu 5.000 de lei, build AMD Gaming la 5.000 de lei și v-am întrebat ce placă video ați fi ales, a avut un real succes, să știți că s-a asamblat acum 3-4 zile am făcut acest clip, s-a asamblat, s-a rezolvat și să știți că a avut un real succes și mai trebuie să fac una. Cam tot așa, tot prețul ăsta de 5.000 de lei și vreau să vă arăt și vouă ce componente aleg. Bun, înainte să aleg iarăși componentele, vă rog frumos să intrați pe canalul meu de YouTube, să vă abonați, un subscribe, da? Este gratuit, nu trebuie să plătiți nimic, doar dați click pe abonare și atât. O să vedeți clipurile mele și să apăsați pe clopoțel acolo să vă apară toate clipurile mele când mai postez ceva. Da, zilnic sau la 2 zile postez câte ceva, da? Puteți să alegeți 600, 10 clipuri, să învățați să... La foarte multe întrebări de ale voastre, răspunsurile o să le găsiți aici în clipurile mele, da? În caz că nu găsiți ceva, frumos veniți aici la căutare și scrieți cuvinte cheie, nu știu, Windows, da? Dați un Enter și o să vă apară cam tot ce am făcut eu clipuri despre Windows, da? Sau scrieți frumos pe acolo cuvinte cheie și o să vă apară tot build-uri sau PC-uri sau reparații sau tot ce vreți voi. Bine. Bun, hai să trecem mai departe. Intrăm și noi tot pe eMAG să vedem și să alegem un procesor. Să știți că prețul trebuie să fie tot pe la 5.000 de lei. Pentru că au fost mulțumiți oamenii și au ieșit foarte frumos. N-am făcut clip, dar asta e. M-au și plătit, nu e o problemă. Chiar bine. Bun, hai să vedem și cât pot să cer și pe acesta, pentru că este alt client. Tot pe acolo m-am gândit și la acesta Ryzen 7 5800X. Este un procesor bun, doar nu vreau overclocking, dar da, pentru că aceste PC-uri nu sunt făcute pentru overclock, ca să intri și nu știu ce, pentru că persoanele cărora le fac eu asamblez aceste PC-uri nu se pricep la overclock. Cum le setez eu, instalez sistemul de operare, dă-i să meargă, se mai joacă, aia se mai instalează câte un joc, un program, nu știu ce, dar nu se face overclock. Deci, la mine, cam e exclus pentru cei care așa îmi cer și să fie cu overclock. Nu, pentru că sunt și mai scumpe puțin, nu cu mult, și mulți nici nu se pricep să facă overclock. Dar, bineînțeles, cei care îmi cer, mă, îmi trebuie că vreau să fac și cu overclock, atunci dă-i să meargă. Dar v-am spus eu, părerea mea în ziua de azi, că nu prea se merită să faci overclock. La ce frecvențe au procesoarele, la câte nuclee au procesoarele, nu prea merită să mai faci overclock, să-ți distrugi PC-ul, pentru că de n-ai băgat componente bune el și nu știi cum să faci un overclock și începi să ridici tu cum crezi tu după capul tău, îl arzi și după aia o să-ți plângi în pumni, o să încep să găsesc stai așa că mă duc eu la ăla înapoi, că uite ce mi-au făcut și ce PC mi-au făcut că mi-l-au ars. Dar știți bine că voi acasă le distrugeți, nu alții. În mare parte. Bine, hai să vedem. Hai să văd dacă nu există cumva acea serie de 5800 sau 7000. Acum 7000 știu că s-au lansat acum de un an seriile 7000 și de aceea aș alege. Hai să văd un pic și ăsta 1133 de lei, dar astea știu că seria 5000 s-au lansat un pic mai devreme, dar uitați-vă aici, nuclee, 8 nuclee, 16 threaduri. Descrierea un pic lasă de dorit.
pentru că așa e aici pe EMAG, dar ne uităm ce ăsta mă uit pe pagina lor, pagina producătorului, da? Tot cu X, tot cu X văd. Vedeți? X, 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 toate cu X. Nu-mi trebuie cu X, v-am spus. Nu-mi trebuie cu X. Top favorite. 1080 de lei și ăsta cât e? Cât era ăsta? 1133. Da, pentru că sunt puternice. 5800X este puternic. Nici nu vreau să treacă de o sumă foarte, foarte mare. Iată astea cu 5800X3D și mai scumpe. Nu ne trebuie chiar așa. Hai să fim serioși. Cred că tot acesta nu mai e o lălă. E un Ryzen 5 7600. E un procesor bun. Hai să intrăm direct pe pagina producătorului, pentru că descrierile pe aici sunt, după părerea mea, sunt praf și pulbere. Deci chiar că nu are sens, nu știu, să te uiți doar așa mare, nu știu. Așa se scriu în magazine, când mergeți voi la magazine să cumprați un laptop, un PC, cam așa scrie, bă, are procesorul ăla, pac, la revedere. Nu mai scrie nimic despre ele. Dacă vrei să afli anumite informații mai tehnice despre procesor. Hai să intrăm aici pe AMD să vedem. Aici acesta este, da? Să-l fac mai mare, să-l vedeți și voi. Așa. Și dăm click pe specificații. Bun. Ryzen 5 7600, seria 7, Rafael AM5, da? Folosește arhitectura Zen 4, 6 nuclee și 12 thread-uri, da? Adică fiecare nucleu fizic lucrează pe două fire, din care rezultă 12 nuclee, atât o să vă recunoască sistemul vostru de operare, da? Zice maxim boost clock 5,1 GHz, adică la nevoie, în jocuri, în editări, urcă până la 5,1 GHz, ceea ce este foarte, foarte, foarte bine. O frecvență extraordinar de bună și de bază e 3,8 GHz, e cât a meu în boost clock. Așa, L-Cache 3, L-Level 3 cache, 32 de megabytes, de full TDP 65 de watts, consumă, astea o să vedem dacă ne arată cât consumă în real, pentru că peste 100 de watts va consuma. Asta este TDP-ul, acel termic disipat, da? Asta înseamnă 65 de watts. O să folosesc coolerul stock din cutie. Aici ne arată tehnologii. Un loc for overclocking, yes, și ăsta se poate overclocka. Se poate overclocka și memoriile RAM, expo overclocking. Eu personal nu prea vă recomand să faceți overclocking chestiile astea de expo foarte mari. Adică, nu știu, dacă acest procesor lucrează pe 5200 MHz, voi să puneți 7000. O să vă dea erori, o să vă dea blue screen, o să vă dea toate prostiile, o să vă blocheze. Credeți-mă pe cuvânt, pentru că vorbesc din practică. Trebuie să fie, nu o să fie stabil, da? Tot sistemul. O să dea peste cap cam totul. O să vedeți, faceți și o să vedeți și voi. Bun. Aici precis un boost overdrive. Ăsta este în BIOS. Zice că e socket AM5. Suportă chipset-urile, vedeți, de la A620. X, B-urile. Mă, X-urile sunt cele mai bune. B-urile de mijloc și A-urile sunt de categoria de jos, ca să spun așa. Cum am spus, CPU Boost Technology Precision Boost 2, setul de instrucțiuni pe 86 și 64 de bits, extensii, astea, decodorele, codor și așa mai departe, toate astea.
temperatura maximă 95 de grade Celsius și acest procesor a fost lansat în 14.1.2023. Suportă sistemele de operare Windows 11 și Windows 10. Atenție foarte mare, cei care instalați Windows 11, piratat, nepiratat, la un moment dat va trebui să instalați, să cumpărați licență. Dacă vreți să instalați iarăși Office și așa mai departe, va trebui să cumpărați licență, pentru că o să vă dibuiască la un moment dat. O să vedeți, eu vă spun iarăși din practică, cei care vă uitați la clipurile mele, o să vedeți că așa este cum spun eu. Bun, pentru că începe Windows 11 să facă update, începe să instaleze tot felul de versiuni și una alta și o să vă dibuiască la un moment dat. După o lună, două, trei maxim, dacă nu aveți licență originală la Windows 11 și la Office și mai știu eu ce programe instalați și vreți să-l activați cu QMS-ul cel puțin, o să vedeți că o să vă dibuiască. Așa, connectivity pe aici zice că și PCI Express 5.0, iată aici, usable PCI lines, 12 ori generația 4. Iată, X-urile sunt cele mai bune, B-urile folosesc 8 ori generația 4. NVMe support, boot, RAID, RAID 1 și RAID 10, adică să le conectezi una cu alta. Unitățile de stocare, aia înseamnă RAID și o să aveți acum viteză mai mare, nu știu, dar o să aveți anumite avantaje. Suportă memoriile RAM DDR5 până la 128 de GB și uitați aici, memorie speed 5200 MHz pe 5200 MHz, da, frecvența. Ăsta cu 3600, nu știu ce 3000, DDR5 la 3600, eu nu știu care e situația, cred că e DDR4 asta, nu știu. Are grafică și integrată, ceea ce este foarte bine, și pe aici cam atât, da? Astea sunt specificațiile tehnice, e ok, cam mai tot ce trebuie, ca să fii sigur procesor, de un alta, downloadezi totul de pe placa de bază, cartea, plăci de bază și o să fie tot ok. Îl băgăm în coș frumos, e un procesor potent, duce orice joc, editare și așa mai departe la frecvențele astea. Este unul bun, bineînțeles, dacă găsiți acest procesor în altă parte, adică mai ieftin, de 1080, cumpărați-l de acolo, eu vă arăt doar aici, așa, da? Unde, uite, IT Galaxy sub 1000 de lei, da, aceeași chestie, deci îl cumpărați unde îl găsiți voi, mai ieftin, da? Deci, nu de aici sau, mă rog, nu știu, unde îl găsiți voi mai ieftin, Vexio, hai să văd Vexio cât e, 997, puteți să-l cumpărați și de pe Vexio, că doar că la așa, dacă n-au pe ăsta, trebuie să așteptați mai mult, vedeți voi unde îl găsiți, da? Pentru că eu nu fac reclamă la nimeni. Luați-l unde îl găsiți voi, bineînțeles. Eu fac build-ul să vă arăt și vouă, că mi-e tot una mică, eu oricum cumpăr componentele unde e mai ieftin. Doar nu o să dau 100 de lei în plus, că e pe eMag. N-am nicio treabă. Sau fac build-ul în altă parte și dacă văd că suma e tot pe acolo, atunci nu mai mă... Ăsta că e o chestie, dacă, nu știu, procesorul aici e mai scump, poate placa de bază care îl vreau, dincolo este mai scump, da? Și atunci se echivalează. Bine, hai să trecem și la o placă de bază. Hai să bifăm aici în stânga. Așa. Bifăm frumos AM5. Da? Socket AM5 este ultimul socket. Și să vedem unul bun, potent, hai să vedem, nu populare, ci crescător, preț crescător, așa, cel mai ieftin, A620M.
Da, când trebuia mie, luam cu B, dar nu este al meu și trebuie pentru altcineva, adică o să fie ok și aceste cu chipseturi A620, hai să văd acest MSI, Crazy Day, uite, 360 de lei. Este unul cu două sloturi pentru memorie RAM. Are ăsta port 8 pin pentru alimentarea procesorului, are slot pentru placă video, are cam tot ce îi trebuie, dar vreau să văd și descrierea, pentru că v-am spus din nou descrierea de aici, să văd ce îmi dă. DDR5, uitați, memoriile RAM de la asta cu overclock nu e problemă, că e 5200 și merge de bază. Și eu asta vă sugerez ca să luați procesoare de bază sau foarte puțin un pic mai sus. Sau dacă găsiți, nu știu, de 6000 MHz, e mai ieftin ca 5600 sau 5400, îl instalați și îl lăsați să meargă așa cum îi recunoaște placa de bază. Să nu aveți probleme, pentru că dacă totul urcați, o să aveți probleme diferite. Blue screen se blochează în gaming și tot felul de chestii de astea. Ce ai? Suport dual channel, sloturi 2, PCI Express 4.0, foarte bine, conectivitate USB 2.0, VGA RJ45, USB 3.2, HDMI, 4 SATA, dar nu, de ce nu-mi place? Păi, are slotul special M2, asta e, ok, că asta îmi trebuia, pentru că fără M2 în ziua de azi n-ai făcut nici o treabă și pur și simplu vreau să copiez și să mă uit pe pagina producătorului, da? Așa se face și voi pe pagina producătorului. Acesta este MSI-ul, da? Așa. Și dăm pe specificații. Clic pe specificații. Așa. Suportă Ryzen, AMD Ryzen 8000 și 7000. Deci la 7000 nu o să aveți probleme, nu trebuie niciun update de BIOS. Aici, iată, maxim speed 6800 și 26800, 6000 MHz. Dar ați văzut, procesorul lucrează la 5200 MHz. Deci, ăsta e de bază, 5200. Așa, tehnologii, audio, M2, uite, 4.04 de 80 și 60 mm. Foarte bine. Și 4 ori SATA. Bine. Are placă de rețea de gigabit, porturile, așa, o să cumpăr și o placă video. Așa, RAID și așa mai departe, deci nu văd de ce să nu-l cumpăr. Uitați, pac, 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 ăsta spatele, nu văd. Windows 10, 11, cei care nu n-ați lucrat cu Windows 11, nu vreți să cumpărați licențe, folosiți deocamdată anul ăsta, încă folosiți Windows 10. Activați-l cum puteți și posibil că la o reactivare de Windows 11 se va activa automat dacă activați Windows 10 înainte. Vedeți voi cum stă situația și treaba. Bun. E minimalist, dar tot ce trebuie, nu-mi trebuie, nu știu, nu-mi trebuie mai mult. Pur și simplu, nu-mi trebuie mai mult. Ce are? Are slot, PCI Express 16, 10 că for Ryzen 7000, suport ori nu știu ce, ori 8, Ryzen 7 8700G și 8000 600G, acele noi, dar 8 ori. Și ori 4, alea mai mici. Atenție aici să citiți și să înțelegeți situația. Așa. PCI Express, generația asta 4.0, suportul 16, from CPU și PCI Express 3.0 ori 1 from chipset. Ok, e bine, e bine. Totul este ok. Dacă vreți mai multe informații,
dați click aici pe suport și cei care vreți să faceți totul perfect, să nu aveți probleme cu memoriile RAM, să nu aveți probleme cu mai știu eu ce, frumos, mergeți la compatibility aici și aici, CPU, procesorul. Alegeți de aici un procesor la această placă de bază. Vedeți, două pagini, alegeți voi. Această placă de bază care l-am ales eu, unde e? Ryzen 5 7600. Vedeți? Este în listă. Aici este, da? Cu grafică integrată, da? Da? Deci este compatibil. După care mergeți la memorie RAM. Alegeți frumos CPU Memory Controller Quality Will Effect Memory Operating Frequency System Reliability and Stability Kobe Impact to Status High Temperature from DDR5 Modul. Citiți un pic, vedeți ce spune una alta și alegeți de aici niște memorii RAM. Au așa sunt testate, așa sunt uite, Memory by 7, seria 7000. Ia uite, ăsta e 8000 și ăsta e 7000. Dăm direct pe 7000. Corsair-ul, ADATA, T-Force, APCR, ăsta, o grămadă de memorii RAM care sunt compatibile cu această placă de bază și cu procesorul. Și aici să citiți, vedeți, traduceți ce zice ca să nu fie probleme cu stabilitatea, da? Cum spune aici, cu high temperature, cu temperaturile înalte și așa mai departe. Storage, cu M2-urile, da? Alegeți frumos de aici, da? Compatibility device-ul, vedeți aici, puteți network, nu știu ce, optica și chestiile astea. După aia, ăsta, plăcile video, uitați frumos să vedeți dacă ce vreți să cumpărați voi la această placă de bază este compatibil și dacă e băgat aici totul în această listă, nu o să aveți probleme, nu o să aveți probleme de compatibilitate și nu o să aveți probleme cu chestiile alea ce scrie acolo, da, la memory, cu controllerul, cu stabilitatea și cu supraîncălzirea, pentru că sunt problemele astea și mulți nu le iau în considerare, da? Și după ziceți, mă, dar de ce nu? Păi de aia că nu vă uitați și voi un pic, nu citiți un pic, mă, ce vrea să spună? Păi uite, așa, 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 așa. No, păi, vedeți, notă, CPU memory, controller, nu știu ce efectul, memory operating, system, nu știu ce, stability, impact, status, high, temperature from DDR, 5 memory modules, da? Dar și voi o traducere și vedeți. Așa trebuie să alegeți, pentru că nu trebuie să vă grăbiți. Mai ales voi care sunteți începători și îmi lăsați comentarii puțin pe lângă situație. Faceți cum vă spun eu, care vă uitați la clipurile mele, faceți chestiile astea, vă iau o zi, două, dar o să faceți un build exact cum scrie după această placă de bază, dar puteți să alegeți orice placă de bază doriți-o la plăcerea voastră și vedeți ce procesor este compatibil, ce memorii RAM sunt compatibile, ce M2 SSD este compatibil și frumos luați din lista asta, vedeți și pe aici toate paginile și dacă totul scrie că da, merge, există acele componente pe care vreți să le cumpărați, există în listă, puteți frumos să le cumpărați, da? Eu știu chestiile așa pe din afară, frumos de aici, descărcați manualul document, da? Aici, download, dați ăsta și citiți și acolo totul cum trebuie, da? Așa se face profesionist. Bine, unii dintre voi care sunteți lopătari și de pe șantier și vă dați mari IT-ști, bineînțeles că nu o să fiți de acord cu mine, dar majoritatea sunt de acord cu mine. Această placă de bază nu este scumpă, nu este de cea mai înaltă calitate, este de cea mai josă categorie, ca să spun așa, dar nu... O să meargă, e totul în regulă, este compatibil cu procesorul nostru. Îl adăugăm în coș și această, și acest
această placă de bază, dacă îl găsiți în altă parte, mai ieftin să-l cumpărați din altă parte, nu-i musai de pe EMAG sau mai știu eu de unde. Bine, și acum să alegem niște... Hai să vă țes... Nu, memoriile RAM. Trecem la memoriile RAM. Aici hai să bifăm. Să bifăm... Ia. Să numai să-mi dea ce să bifez, că... DDR5. Așa, asta vroiam, DDR5. Aveți grijă că sunt o tonă, nu cele mai populare. Hai să văd preț crescător. Așa, și frecvențele ați văzut, minim 5200, da? Și trebuie două. Acum vreți 16, vreți 32, după bugetul vostru, da? Eu voi alege, să vedem ce găsesc. Vreau un kit și eu, să văd, nu găsesc un kit. Pagina 2. Așa. Ia asta, tub favorite. 16 GB, 2x8, DDR5, 367 de lei. Asta e cel mai ieftin. Nu e rău, nu e rău. Nu e rău. 367, 16 GB de RAM. Și vreau să vă spun din ce am văzut și ce am învățat eu, 16 GB până acum era ok. Era ok, dar să știți că au apărut jocuri, au apărut și o să apară softuri și așa mai departe, care au deja cerințe mai mari la, la memorie RAM. Adică am văzut teste care au trecut de 15-16 GB de RAM. Asta înseamnă că vouă, dacă voi aveți 16 GB de RAM, o să vă blocheze PC-ul, pur și simplu. Pentru că nu mai poate să lucreze memoria RAM, nu mai poate să transfere datele la fel de rapid și neavând unde să stocheze datele ca să transmită mai departe către procesor și invers, pentru că nu are destul spațiu, da? Și de aceea, eu personal vă recomand să puneți încă niște bănuți și să luați 32 de giga. Vă recomand așa, prietenește, cei care doriți să nu aveți probleme în viitor, în jocuri, în softuri, în tot ce faceți voi pe acasă, da? Băgați 32 de giga, mă dai un ban, dar știi, măcar ești liniștit că mă, am 32 de giga, nu o să am o problemă cu memoria RAM. La 16 giga te poți gândi întotdeauna, mă, oare jocul de ce s-a blocat? Mă, oare jocul de ce a făcut așa? Oare de ce am problemele așa? Poate că nu ai destul de memorie RAM, da? Bun, și de aceea, dacă luați în considerare spusele mele, atunci o să alegem frumos 32 de giga. Și eu, dacă fac pentru o persoană care știu că nu se pricepe, cum sunt clienții mei care vin la mine și vor un build, eu nu le pot face un PC care să se blocheze, pentru că tot la mine se vor întoarce. Și voi credeți că eu vreau să vină la mine, mă, mi s-a blocat, mă, nu știu ce, nu merge și așa mai departe? Nu! Nu vreau. Eu, bă, atâta costă, pentru că la mine cine vine nu se uită la bani, ci vine, mă, fă-mi. Fă-mi ca să fie bine sau vreau să spun că fac un build la bugetul lui. Hai să văd ăsta. Uite, ăsta de bază, 5200 MHz, ăsta e, o să fie de bază, da? 530 de lei, 32 de giga, Corsair Vengeance-ul. Hai să vedem un pic, dar ăla e de bază. Dacă nu e mai mare, uite, 6000. Na, hai că 560 de lei pentru 10 lei, da, sau cât era, da, 30 de lei, 20 de lei, nu mă mai complic, pentru că eu o să cumpăr acestea la frecvența de 6000, dar eu îl bag frumos în sloturile memorie, sloturile de memorie, sloturile memorie RAM și de pe placa de bază și
îl las să văd cu BIOS-ul la ce frecvență lucrează, la ce frecvență recunoaște, da? Și ăsta, uite, 560 de lei nu e scump, da? Corsair Vengeance, 32 de giga, 2x16 suficient, DDR5, 6000 MHz, CL16, dual kit, da? Nu-mi trebuie mai mult, 560 de lei, îl băgăm direct în coș. Și aici știu că pentru 100-200 de lei, care era 16 giga, nu o să mai am probleme, pentru că în viitor, sau chiar și în prezent, puteți să aveți problemele pe care vi le-am spus eu. Dacă mă luați în seamă, cei care nu mă luați în seamă, mergeți în altă parte și luați pe alții în seamă, nu pe mine. Așa. SSD-ul. Frumos SSD-ul, v-am spus. Aici, dacă vreți una, dacă aveți încă ceva de stocare, un SSD voi acasă, sau un vechi PC, sau un hard disk, aveți de stocare, atunci se poate conecta. Dacă nu, dacă vreți de gaming, trebuie una. 512, 1 tera, trebuie. Bă, indiferent, trebuie, da? Și aici, eu v-am explicat întotdeauna să aveți grijă și să uitați la frecvenți, la vitezele cu care lucră aceste unități de stocare și generația. După cum ați văzut, placa asta de bază scrie așa. Specificații. La storage, adică ăsta, unitatea de stocare, aia asta la storage, suportă PCI Express generația 4 ori 4, da? De 80 și de 60 mm, da? Dacă luați de 40 mm, nu-l mai puteți instala în PC, că nu o să stea, nu știu, nu o să puteți înșuruba chestia acolo în capăt, da? Deci trebuie de 60 sau 80 mm. Astea sunt cifre din capăt. Astea, așa. Și dacă scrie 4.0 ori 4, e 4.0 ori 4, nu e 3.0 ori 4, da? Sau 5.0 ori 4, e 4.0 ori 4. După aia, mă, dar merge. Dacă vă dă crash, vă dă eros și una alta, iar vă trebuie, mă, dar de ce? Nu, mă, că merge. Pentru că mulți dintre, nu mulți, scuzați, aici greșesc eu, 1, 2, 5 dintre voi, taci, mă, că eu știu. Deci eu știu, nu. Și, din păcate, la mulți dintre voi, nici calculatoarele voastre la care comentați aiurea nu este pus la puncte decimal. Că v-am văzut pe mulți, unii dintre voi care comentați. Bun. După cum am spus și cei care mi-au urmărit clipurile video, eu nu spun să nu le luați aștia, NV2-ul de la Kingston, dar eu nu le iau. Au viteze mici pentru mine, de ce să le iau când știu că există mai bune. Pentru ce? Pentru că e bine asta, 250 de giga. Da. Eu am de ăsta, uitați, ăsta l-am eu, dar de 250. Da? Așa mi-e tehnologia. Hai să vedem ce găsim, să vă arăt și vitezele, chiar dacă mulți dintre voi urmăriți clipul și îmi știți cam ce aleg eu. Ăsta ar fi beton, ăsta Pro, 990 Pro, generația 4 ori 4 NVMe, non-volatil memory express, asta înseamnă bulk 646 de lei. Dacă vă arăt frecvențele, o să amețiți, da? O să amețiți. Dar vreau ceva, uitați, 7450 MB pe secundă transfer, adică citirea și scrierea, 6900 MB pe secundă. Samsung folosește și tehnologii, Smart Trim, așa mai departe, care e top și nu se mai discută, deci totul este, îți dă și ani de garanție, că pe aici nu e descris cum trebuie. Dacă intrăm pe pagina lor, o să vedeți că MLC, da, multi-level cell, asta înseamnă MLC, NAND, da, deci e ce trebuie. Dar nu vreau să bag 650 de lei, să-mi rămână și mie niște bani, să văd să scot cât mai ieftin, că bugetul e 5.000 de lei și placa video va fi foarte scumpă. Sau destul de scumpă. Vreau să văd. Am băgat celălalt a data, vreau să văd la asta 300 de lei. Cât e
7400 cu 6800, vedeți? 3 denan, triple level cell, 10 grame, așa, și uitați că am dat de una foarte bună, 300 de lei, 512 GB XPG, a data, frecvențele ați văzut? Da. Păi mai discutăm, 300 de lei. Deci, ăsta e 5, bine, ăla era de un tera Samsung-ul. Ăsta, 650, dar ăla, nu știu, dacă aș avea eu bani, aș lua eu. Dar pentru un PC de al meu. So, no. Și ăsta e 300 de lei, jumate de preț. Totuși trebuie să ne uităm un pic la preț. Vedeți un pic așa data. Astea nu, pentru placa noastră de bază este generația 3-a, nu. Corsair-ul, Legend 900, 512, 271, și acesta este ce trebuie. Are viteze foarte bune. Iată, vi le arăt, 7000, citirea și scria 5400. Celălalt e mai bun, da? Ăsta e mai bună data. A dat-o, a început să facă treburi bune cu unitățile de stocare. Kingston 800 e cam mult. Kingston Fury 359. Și acesta super preț. E ok, Kingston Fury Renegade-ul, acesta este ce trebuie, top memory RAM, ăsta nu-mi place scrierea, 3900 MB pe secundă și citirea este ok, 7300 MB pe secundă. Ăsta nu-mi place, dar mai este Kingston Fury, alta, nu știu, și e mai bun. Astea deja sunt... A, nu, uite, veste digitalul de un tera, ia să văd ăsta, e că e 400 de lei, de un tera, de 80 mm. Viteza, iată, 7300 MB pe secundă și scrierea 6300 MB pe secundă. Este de 80 mm, este foarte bine, pe PCI Express și e... PCI Express 4.0 ori 4, că asta mă interesează, generația 43, ce scrie aici 43? Ia să văd o descriere, că dacă este 4.0, a generația al 4-a, pentru a vă ajuta, așa, deci ăsta cred că e ce trebuie. Ăsta e. Hai să mă uit, că aici nu știu ce... plus viteze care se apropie de limite interfeță PS generația 43. Bă, eu n-am auzit de generația 43. Vreau să îl ia să văd ce scrie lumea. Numai 5 stele, pe dar n-are cum. Livrarea, bun, acum cu livrarea. Ia ce, rulează foarte bine instalarea Windows 10 în timp record pentru mine comparat cu Intel sau Hisense. Păi este peste, pentru că ăsta e de top, este digital, Samsung și alea erau top. Probabil cel mai rapid de pe piață. Nu e cel mai rapid, dar e. E ce trebuie. Dar vreau să fiu sigur, este digitalul, pentru mine e locul 2-3 pe acolo. Hai să văd așa în altă parte, vreau să văd ăla, deci eu aproape știu că așa e, că e PCI Express 4.0x4, dar vreau să vi-l arăt și vouă, ca să fie PC Garage, cred că ei, da, 4.0x4, M2, bun. Îl băgăm în coș, 389 de lei, e un terabyte, atenție, e un tera, da? Ăsta o să facă PC-ul rapid, supersonic, avion, îl băgăm în coș pentru că e ce trebuie și prețul este un ok la un giga. La un terabyte, nu la un giga, că... Na, la un tera. O să aibă suficient spațiu și pentru jocuri și pentru toate alea. Dacă mai
ți-am spus, dacă mai legați un mai leagă un hard disk sau un SSD și are pe acasă, nu o să mai aibă nicio problemă. Bun. Cooler-ul folosim cel din stoc. Memorie RAM am ales. Așa, hai să vedem. Placa video, după care aleg ăsta, sursa și carcasa. Nu-mi scrie. Ia, o trecut oră. Asta e, așa învățați și voi. Da. Băi, tot ăsta la aleg, mă, asta e. N-am ce face, îl bag în coș, că tot atât aleg. Nu e mai ieftin nicăieri. Ăsta la aleg. Îl bag și în coș, că n-are sens tot atâta. Eu, dacă eram eu, poate mă mai gândeam, poate mai verificam, poate mai nu știu ce, dar e o placă video potentă, bună, 12 giga de RAM, rupe, nu e o problemă. Bun. Acum, că de viitor de ăsta... Na. Hai să aleg... sursa. Sursa, aici. Mă, da, îmi ajung banii? 4? Oh, da, ajung la 5.000 de lei. O sursă. Corsair 382. Seasonic și nu iau așa scump. Mergeți în carici. Nu. Uite, Gigabyte plus Gold 472. Ia, 650W, Corsair MR 650, 80 plus Gold certificat, full modular. 450. De asta am eu. Ce mai, dar toate scumpe, mă, când văd 4-500, mă, nu găsesc la ce ăsta, Seasonic Bronze 340 de lei. Mă, pentru că trebuie să-mi rămână și mie bani, că așa bag și eu gold, toate goldurile, uite, 450 de lei. Hai să văd ăsta. 750 de watts. E Gold Plus, Seasonic, G12, e ok, așa, Seasonic sunt top. Ce scrie? Oa, mamă, deci 44, numai 500 lei, da, deci n-ai ce să sta. De așa, ce scriu? 4 stele, 3 inch, ai. Nu se compară cu ce a fost odată Seasonic, păi nimic nu mai e ce a fost. Singura nemulțumire pe care o am este când am instalat sursa în PC-ul meu, fiind destul de silențios, sursa face un coil, mă trensează, deocamdată este ce trebuie un timp. Nu știu. Cred că ăsta o să-l aleg. 80 plus gold, eficiențe, are 1x4 pin pentru alimentarea plăcii de bază, 3 ori Molex, 4 ori 6 plus 2 pentru PC Express, 2 ori 4.4 pin pentru alimentarea procesorului și 6 ori SATA. Are o grămadă. ATX, cabluri negre, 450 de lei. Da. Îl bag în coș și îmi trebuie o carcasă să văd, să intru în prețul de 5.000 de lei. Surse, culoare, carcase. Hai să văd o carcasă, bineînțeles, cu ventilatoare incluse, pentru că eu nu iau fără ventilatoare incluse. Asta e regulă pentru mine. Aici, 4.0, adică 4 ventilatoare incluse. Mai ales pentru asemenea sisteme. Hai să văd ăsta, 300 de lei.
să văd dimensiunea, bă, arată ok, are tot ce trebuie, spencer, uitați, în față, tot, luminițe, RGB, albastru și tot ce vreți, să văd dimensiunile, ventilatoare incluse 4, 3 în față, una în față, 3 în față, una în spate, middle tower, 6, dimensiune 21, deci 21 de... cum numai 21? Nu e bine. Ce 21? 20, așa să fie doar 21? Nu cred. Să fie doar 21, așa în lățime. Așa scrie aici. Ceea ce nu este bine, că placa video are vreo 30 de centimetri. Ia să vedem. Aici nu scrie dimensiuni. Carcasa suportă așa. Dimensiuni. Buton off. Dar aici îmi scrie 21, 44 și 36. Acum... nu știu, 21 e înălțimea, nu cred. Grosimea, adică lățimea, 21, așa, ăsta să fie. Că dacă așa, nu știu de ce nu mă bag, pentru că nu știu, nu mi-arată ok și hai să văd altceva. Ce ăsta? Gaming Pro. Ăsta, 240. Uite, dune ăsta. Uite, pac, arată 240 de lei. Hai să văd dimensiunile. Uite, ăsta are 30. 30,5 și cât are placa noastră video. Placa mea video. Măcar atâta trebuie să scrie. Unde? 28. Deci aici ai. E 28 lungime și ăsta are... deci dai să le scot pe astea. Așa, 28 și carcasa are 30, deci rămân 20 de 2 cm. Foarte bine. 4 kg. E ce trebuie, panou, sticlă, securizat, culoare și uitați că arată și bine și e ce trebuie, da? Vă place? Mie îmi place. Nu mai îmi trebuie alte ventilatoare, nu mai îmi trebuie alte chestii, da? Și dacă e 30 cm așa și atunci o să am și loc pentru placa video. Îl bag în coș și ăsta e build-ul complet pe care l-am ales eu. Hai să vedem coșul și am ajuns la fix, mă, 4.990 de lei și 97 de bani. No, aici mai trebuie să cer eu vreo 500 de lei. Windows, Manopera, dacă vrea Windows 11 licențiat, să bag licențe. Deci, ăsta e procesorul, dar aici dacă mai tăiem și anumite componente găsim în altă parte, cred că o să scot și mai ieftin. Placa de bază, placa video, sursa, unitatea de stocare, carcasa, memoriile RAM. E ce trebuie, na? E ce trebuie. E unitatea de stocare, întera, e avion ăsta, va fi avion. Cine aș fi ales eu aici? O placă de bază. O altă placă de bază, nu știu de ce. Dacă aș fi ăsta mai ieftin, atunci aș alege o altă placă de bază. Hai să văd. Pentru un B, de exemplu,
seria B, adică cu chipset B. Să văd un pic cât e prețul, să AM5, socket AM5, așa, și să văd nu ce ne mai... Hai să văd așa, prețuri, ăsta l-am ales, mai ieftin ceva, 4-500 de lei, toate, uite, așa le bagă numai în față, dar hai să pun preț crescător. Așa. Deci ăsta l-am ales ASRock. Tot așa, toate cu A. Asta ce chipset e? Nici nu scrie măcar. A620. B, uite, deja 650, da? Ăsta l-am ales data trecută și e ok. 650 de lei. Da, deci aproape dublu față de ăsta ce am ales, 350. Dacă l-aș alege pe ăsta, l-am descris, e, oricum, no, chipset-ul e mai bun, e generația B, e clasa de mijloc. Ia uite, frecvențe de bază 5200, PCI Express 4.0, are placă de rețea de 2,5 gigabits pe secundă, are tot ce trebuie, pinii și așa mai departe, are 2M2 SSD, no. Dar nu mă rămân bani. Aici e situația, da? Deci ca să fac PC-ul ăsta, 5.000 de lei, nu-mi rămân mie bani și dacă ăsta trebuie să-mi rămână și mie niște bani. Eu spun că ăsta ar fi, dar na, nu e cel mai cel, dar nici. E un PC bun cu care te vei putea juca oricând, orice, oricând, da? Acum, zilele astea te vei putea juca liniștit orice joc, și ce o să apară. Bine, spuneți-mi și voi părerea, ce ați face, ce ați cumpăra, dar să fie prețul ăsta, 5.000 de lei, uitați, eu l-am scos la fix. Nici dacă scriam pe pix, cu pixul sau pe calculator, nu ieșea fix prețul acesta. Bine, cam atât, ne-am lungit, o oră și 10 minute, dar ăsta e, pentru că n-avem ce face. Mai trebuie cablu, mai trebuie o tastatură, un mouse la astea și astea urcă încă vreo 250 de lei. Pe acolo 200-250. Da. Vom vedea. Bine, vă salut și ne auzim la alte tutoriale video.